cu toții au ieșit afară și au văzut aceste imagini de peste stradă, de la primărie. Spuneau că au văzut cum pur și simplu cădeau acele bucăți de peste tot, oamenii și-au pus mâinile în cap, a fost o panică generală, au început să strige, iar mai apoi cu toții au plecat, pentru că foarte multe autospeciale de poliție au plecat de aici, sunt filtre în mai multe puncte ale orașului, ale județului, pentru că, vă spuneam, traficul a fost paralizat, iar polițiștii încearcă acum să dirigeze circulația, să-i îndrume pe șoferi ce să facă, pentru că sunt autospecialele de intervenție care pleacă către mai multe localități din județ și nu pot să treacă din cauza acestor mașini care, vă spuneam, au blocat pur și simplu tot orașul, toate intrările, toate ieșirile sunt blocate, iar oamenii nu știu ce să facă, sunt cei din blocuri care și-au luat copiii și au ieșit în papuci, pur și simplu, sau în pijamale. Au ieșit și stau acum sub cerul liber, le se teamă să mai intre în blocuri sau în alte clădiri care la fel sunt mai înalte, pentru că acolo cutremurul este mult, mult mai greu. Este destul de dificil și pentru autorități să facă față. Cei de la ISU spuneau că abia mai fac față numărului mare de solicitări, pentru că sunt oameni cărora le-a căzut fie bucăție din acoperiș, fie tencuiala, fie s-au prăbușit alte lucruri și evident au sunat imediat la 112 să ceară sprijin. La prefectura Gorj, chiar în aceste momente, se desfășoară o întâlnire cu toți șefii județului, cu toți șefii instituțiilor de forță, pentru că se pune la cale un plan de bătaie. Județul Gorj nu s-a mai confruntat cu astfel de situații, iar în aceste momente autoritățile încearcă să facă față tuturor solicitărilor, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte multe apeluri, foarte mulți oameni care au sunat la 112 și au cerut ajutor pentru diferite motive. Că iată, acest cutremur a scuduit la propriu județul Gorj și nu numai, pentru că s-a resimțit în mai multe județe, însă este deja a doua zi în care județul a fost scuduit. Astăzi e un cutremur mult mai mare ca cel de ieri și mă refer aici la intensitate. Ieri a fost de 5,2 grade pe scara Richter, iar astăzi e de 5,7, însă ca intensitate vă pot spune că a fost mult mai mare. Și cel de ieri și cel de astăzi au fost urmate de replici care la fel s-au reținut. Iulia, apropo de autorități, vreau să mergem la purtătorul de cuvânt ISU Gorj să vedem ce se întâmplă în județ, ce măsuri sunt luate. Domnul Florin Chițin este într-o legătură directă cu noi. Vă salut, domnule Chițin. Ce se întâmplă? Înțeleg că sunt foarte multe apeluri. A fost raportată vreo persoană rănită în urma acestui cutremur de 5,7. Care e situația și cum se intervine și unde? Bună ziua! Până în acest moment, la nivelul Gorj au fost trimise aproximativ 30 de apeluri prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112, prin care sunt semnalate anumite fisuri apărute la mai multe construcții sau elemente de fațadă ale construcțiilor care s-au deschis. Din fericire, până în acest moment, nu avem semnalate victime, nu avem persoane care să fi suferit în urma acestui cutremur. Noi avem echipajele de intervenție în teren care fie intervin acolo unde li s-a semnalat o situație de urgență, fie efectuează misiuni de patrulare, recunoaște, pentru identificarea eventualelor probleme care au apărut în urma acestui cutremur.